domnilor, bine v-am regăsit la Observatorul Local Antena 1 Pitești. Un bărbat se zbate între viață și moarte după ce a fost electrocutat. Omul lucra pe un stâlp de înaltă tensiune în momentul în care s-a produs nenorocirea. Martorii i-au sărit imediat în ajutor, au chemat autoritățile, iar la fața locului au ajuns echipajele SMURD. Din cauza rănilor, medicii au decis să-l transporte pe bărbat la un spital din capitală. Incidentul a avut loc în comuna Hârtiești. Bărbatul a fost rugat de un vecin să-l ajute cu instalația electrică. S-a urcat pe stâlp, dar nu a avut și echipamentul de protecție. Într-un moment de neatenție, bărbatul s-a electrocutat. Martorii incidentului au fost cei care au sunat după ajutor, iar la fața locului au ajuns echipajele SMURD. A vrut să verifice vreun fir, ceva. Și cât că a atins în greșeală. Totuși nu l-a prins cu mâna pe chestia aia de rămâne acolo. După ce i-au acordat îngrijiri la fața locului, medicii au decis transferul victimei la un spital din capitală. Bărbatul a fost dus cu un elicopter la spitalul Floreasca. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Astăzi a început a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Absolvenții de liceu au susținut proba la limba și literatura română. Deși mai aveau încă o șansă de a promova examenul maturității, mai bine de 100 de liceeni au ales să nu se prezinte la probă. Alții au încercat să copieze, dar norocul nu prea a fost de partea lor. Sesiunea din acest an aduce și o noutate. Încă de la primele ore, elevii s-au prezentat la centrele de examinare pentru a susține proba la limba și literatura română. O probă care, după cum spun chiar liceenii, a fost accesibilă. Acceptabilă, nici grea, dar nici foarte ușoară. Ai rezolvat toate subiectele? Da, toate. Sper să iei acum? Eu zic că da, dar să vedem rezultatul. Ai nevoie de note mari? Cam 6 și 6. La această probă s-au înscris peste 400 de liceeni, dar aproximativ o treime dintre aceștia au absentat. Alți doi tineri au încercat să copieze, însă au fost prinși și eliminați din examen. Pentru proba de limba și literatura română care s-a desfășurat astăzi, au fost înscriși 481 de elevi. Au fost absenți 126 de elevi la proba de astăzi și am avut și două cazuri de elevi eliminați. Sesiunea de toamnă din acest an a examenului de bacalaureat a adus și o noutate. Probele scrise sunt susținute înaintea competențelor, lucru cu care reprezentanții Inspectoratului Școlar din Argeș sunt de acord. În opinia acestora, susținerea probelor scrise înaintea competențelor îi motivează suplimentar pe elevi. Este prima dată când, înainte de susținerea probelor de competențe, se susțin probele scrise. Cu siguranță, dacă lucrurile vor funcționa mai bine, în sensul că, eu știu, feedback-ul de la elevi va fi unul pozitiv, cu siguranță Ministerul Educației cred că va lua decizia ca de acum încolo să se desfășoare în ordinea aceasta. Probele scrise, eu știu, aduc cumva dificultăți elevilor și atunci, dacă sunt luate aceste probe, probe de competențe sunt, eu știu, luate cu siguranță. Miercuri se va desfășura proba obligatorie a profilului. Probele scrise se vor încheia joi cu proba la alegerea profilului și specializării. Începând cu 25 august se desfășoară evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, unde s-au înscris 239 de candidați, iar pe 28 august evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Pe 29-30 august are loc evaluarea competențelor digitale la care s-au înscris 242 de candidați, iar pe 30-31 august evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, unde sunt înscriși în total 244 de candidați. Pe data de 1 septembrie până la ora 16 vor fi afișate rezultatele, iar în aceea zi, între orele 16-20, vor putea fi depuse contestațiile. Între 2-5 septembrie vor fi rezolvate contestațiile, iar pe 6 septembrie vor fi afișate rezultatele finale. Dacă până acum am avut parte de o vreme ce ne-a adus temperaturi care au depășit și pragul de 40 de grade Celsius, iată că situația pare să se schimbe în a doua jumătate a lunii august. Meteorologii au emis noi atenționări de cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ. Vremea se va răci chiar și cu 10 grade Celsius în anumite regiuni.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 21 august ora 10:30, 22 august ora 18, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Vor fi averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului ce vor lua și aspect de vijelie, dar va cădea și grindină. În intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Codul galben de ploi este valabil în 15 județe, printre care se numără și Argeșul. Meteorologii anunță și o răcire a vremii. Temperaturile vor scădea cu până la 10 grade, astfel că maximele se vor situa la nivel național între 25 și 30 de grade Celsius, iar minimele între 10 și 15 grade Celsius. Vremea bună revine însă de joi, când se vor înregistra temperaturi plăcute și normale pentru această perioadă a anului. Seară memorabilă, sâmbătă, pentru cine a urcat în cetatea Poenari a lui Vlad Țepeș din Argeș. Cântece de munte, muzică folk și un spectacol interactiv cu dezvăluiri incredibile despre viața voievodului, care a speriat o lume întreagă prin pedepsele aplicate nelegiuiților și dușmanilor. De asta au avut parte spectatorii care s-au încumetat să urce în cuibul vulturului alb, așa cum se spune cetății de lângă barajul Vidraru. La poalele muntelui, turiștii au fost așteptați de localnici în straie tradiționale, cu bocceluțe, cu merinde și apă. Ce le dați, doamnă, aici? Numai bunătăți. Merinde și apă. Și apă. Merinde și apă? Așa era odinioară? Așa era spre timpul zilei. Categoric, da, când pleca la drum lung. Pleca la drum lung. Zeci de oameni au ales să urce cele 1480 de trepte până la cetatea Poenari, la spectacolul anual dedicat lui Vlad Țepeș. Spectacol ce are loc cu ocazia unei noi ediții a Dracula Fest. Drumul a fost anevoios, dar în același timp frumos, și totul a meritat. Mai puteți? Da. Mergem în continuare. Sunteți curajoși? Da. Panorama Văii Argeșului, dar și personajele costumate specific acelor vremuri au impresionat vizitatorii cetății, care au primit personal și autograful lui Vlad Țepeș. Vlad Țepeș! Da, Țepeș! Bă, dar nu fac și el așa. Țapă! Țapă, exact! Foarte tare, mulțumim! Primul autograf al lui Țepeș! Bun! Până târziu noaptea dura spectacolul, unul interactiv cu scenete hazli, toate pornite de la adevărul istoric. Ești, pot ca să mă bați, dar du-mă la Carpați. Locul spectacolului a fost încadrat de torțe pentru că s-a dorit astfel să fie retrăită atmosfera din vremea lui Vlad Țepeș. Pe Țepeș vodă și pe boier îl invit, nu ăla trădătorul, nu ăla, unul care merită, unde-i Țepeș vodă? Hai să-l strigăm, hai să-l strigăm, aută! Țepeș, măria ta, mă ierți, îmi bătea soarele în ochi. Bine ai venit, măria ta. Și cum spuneam că n-a venit cum... Ai și boierul încoace, și boierul, și boierul, și boierul. La manifestare au fost prezenți și pompierii, jandarmii, dar și polițiștii pentru siguranța celor prezenți la spectacol, în condițiile în care în ultima perioadă au fost văzuți mai mulți urși la cetatea Poenari. Distracție, voie bună și muzică pentru toate gusturile. Sună bine, nu? Cam aceasta este oferta pe care autoritățile din Bascov au pregătit-o cu ocazia sărbătorii comunei. Aurel Moldoveanu, Laura sau Doina Bascovului vor încinge atmosfera în acest sfârșit de săptămână. Programul dedicat Zilei Comunei Bascova începe de sâmbătă 26 august cu festivitatea de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, dar și premierea elevilor și sportivilor care au obținut rezultate deosebite. Ziua cea mai așteptată va fi duminică. Pe scenă vor urca Doina Bascovul, Ionuț Fulea, Aurel Moldoveanu și Laura. Atmosfera va fi una senzațională, așa că autoritățile din Bascov îi invită pe toți argeșenii la distracție. Pe lângă ansamblu consacrat deja al Doinei Bascovului, vor participa și vor urca pe scenă artiști consacrați de muzică populară și muzică ușoară. Și mă refer aici la muzica ușoară Laura, Aurel Moldoveanu și alți artiști consacrați. Imediat după recitalul lui Aurel Moldoveanu va fi organizată și o tombolă. Marele premiu constă într-un televizor de ultimă generație. Sper ca cetățenii Comunei Bascov să aibă răbdarea să stea până la sfârșit, care se va încheia cu obișnuita tombolă cu premii deosebite și pe măsură.
Seara de distracție și voie bună de la Bascov se va încheia cu tradiționalul foc de artificii. Doamnelor, domnilor, vă invit să urmărim împreună știrile sportive. A fost victorie pentru echipa lui Florin Marin, s-a impus în duelul cu Olimpia Satu Mare și astfel Miovenul devine o echipă tot mai puternică în Liga a doua. Cosmin Năstăsie a fost omul meciului dintre Mioveni și Satu Mare, încheiat cu scorul de 3-0. Năstăsie și-a început sarabanda golurilor în minutul 3, apoi jucătorul Miovenului a înscris și în minutul 50. Năstăsie a reușit chiar hat-trick-ul în duel. Golul cu numărul 3 a venit în minutul 84. După acest nou succes, Miovenul are 7 puncte în cele 3 partide disputate până acum în Liga a doua. Pentru Olimpia Satu Mare este prima înfrângere din acest sezon. Îi felicit pe jucători pentru rezultat și, bineînțeles, pentru jocul prestat. Din păcate am jucat foarte, foarte slab, n-am respectat nimic din ce am vorbit. Din păcate am avut și frică de joc, n-am înțeles de ce, dar am avut frică de joc și asta s-a văzut pe parcursul meciului. FC Argeș a obținut prima victorie din acest tur de campionat în fața a peste 5.000 de spectatori. Alvioleții s-au impus cu 3-0 în confruntarea de pe propriul teren cu Știința Miroslava, formație non-promovată în acest eșalon. Piteșenii nu aveau decât varianta victoriei în această dispută și au pus presiune pe adversar încă din primele minute. Alvioleții au deschis scorul după numai 10 minute. Șerbănica a trimis balonul în plasă din câțiva metri, după ce portarul oaspeților a reușit să respingă în față o lovitură de colț. Cu o jumătate de oră înainte de finalul partidei, Nila a scos o lovitură de la 11 metri, care a fost transformată de Ionuț Năstăsie. Oaspeții puteau reveni în joc cu 10 minute înainte de ultimul fluier, însă Corban din interiorul careului a tras în plasa laterală. Alin Popa a stabilit scorul final cu un minut înainte de terminarea timpului regulamentar. Mijlocașul argeșenilor a prins un șut de senzație din interiorul careului, care s-a oprit direct în plasă. Ce pot să zic acum? Sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut și de jocul de-a doua repriză. Eu știu, asta ne dorim cu toții, să facem joc bun și, eu știu, lumea să plece mulțumită la stadion și implicit normal și rezultatul să fie de partea noastră. Mă așteptam să fie un joc greu. Știam că e o echipă care vine și se apără. Dimineața am urmărit cu băieții o casetă a lor, jocul de acasă cu Brăila. Știam la ce ne așteptăm și v-am spus, mă bucur cu atât mai mult pentru că ei au înțeles și îi felicit pe această cale pe jucători pentru că și-au dorit enorm să câștige jocul de astăzi și au făcut o risipă de energie și am și câștigat cu 3-0. Doamnelor, domnilor, cu știrile din sport încheiem Observatorul Local de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți cu bine și mâine vă aștept la aceeași oră. La revedere!